Imagini de Pateric, de la Sfântul Efrem, de va veni vreun frate în mănăstire din vreo pricină pe care a avut-o în lume să se păzească pe sine ca nu cumva să fie stăpânit de vrăjmașul, căci îi pune lui în gând și îi zice: de ce voiești să te ostenești într-o fapte bune și să te muncești, nefiind pentru tine nici o răsplătire? Ce, au doar din a ta hotărâre ai venit la călugărie? Că de nu ți s-ar fi întâmplat ție acel lucru și din pricina nevoii te-ai făcut călugăr. Nu ai voit a face aceasta de la tine. Deci de ce să te nevoiești în zadar? Că Dumnezeu nu-ți mulțumește pentru aceasta. Așadar, acestea și altele ca acestea pune vrăjmașul în gândul fratelui, vrând a-l surpa pe dânsul într-o deznădăjduire. Dar de nu se va trezi fratele, socotind facerea de bine a Domnului, și de nu va sta vârtos în credință, se dă pe sine deznădăjduirii, orbindu-se la minte, și așa începe a petrece în lenevire, fără frică și în toată nepăsarea, ajungând într-o acea desăvârșită pierzare. Deci, nu se cuvine să se supune vrăjmașului celui ce pune în gând unele ca acestea, ci mai vârtos se cuvine să se ostenească într-o faptele bune, aducându-și aminte de facerile de bine ale Domnului, și a zice către sine: suflete, mulți prin multe postiri și milostenii s-au învrednicit a veni într-o petrecere ca aceasta, iar eu, într-o lenevire petrecând toată vremea vieții mele, m-am învrednicit prin bunătatea lui Dumnezeu a veni într-o astfel de rânduială a unei vieți cinstite și fără de grijă, nesocotindu-mi mie, iubitorul de oameni Dumnezeu, multele și nenumăratele mele păcate. Deci și noi, suflete, să ne sârguim a face lucruri vrednice de pocăință, ca nu îndoit să fim munciți, ca unii, adică ce și de harul lui Dumnezeu ne-am lepădat și făgăduința călugărească nu am păzit-o. Și-ți voi povesti ție, suflete, o pildă pentru aceasta, ca mai multă osârde să ai și să nu se îndoiască gândul tău. Un bogat oarecare era într-un oraș. Acesta și-a cumpărat moșie de cealaltă parte a râului și îndată s-a dus, dar înainte să plece, chemând pe robii săi, le-a împărțit lor moșia și le-a zis: fiecare dintre voi să se ducă în partea lui și să lucreze întrânsa, până când venind voi vedea lucrul fiecăruia dintre voi. Iar unii dintre ei, aflându-se recunoscători și iubitori față de stăpân, au ascultat cele ce le-a rânduit stăpânul lor și s-au dus să lucreze. Iar alții, neascultători fiind, au răspuns împotriva stăpânului lor zicând: noi nu vom asculta glasul tău și nu vom trece râul și în moșia ta nu ne vom osteni. Cu toate acestea, domnul lor nu s-a mâniat, ci a poruncit slugilor sale să gătească băutură și, îmbătând pe robii cei neascultători, a poruncit altor slugi să-i ridice pe dânsii și să-i treacă râul și să pună pe fiecare în partea ce i se dăduse de la dânsul. Iar ei au făcut precum li s-au poruncit și au adus pe robi în părțile lor. Iar unul dintre dânsii, trezindu-se din beție și aflându-se pe sine zăcând de cealaltă parte a râului, în partea pe care i-o dăduse domnului, s-a minunat de aceasta și a zis întru sine: dacă așa de mult m-a iubit pe mine stăpânul meu și chiar nesupunându-mă eu, el nu s-a mâniat, ci a suferit cu îndelungă răbdare, și acest mare și silnic râu m-a trecut
ca prin vis, fără osteneală, și în partea mea m-a pus. Și eu, dar, mă voi osteni cu sârguință în moșia lui, pomenind răbdarea și bunătatea și facerile lui de bine ce le-a făcut pentru mine. Și a început robul acesta să lucreze cu sârguință, că i-a întrecut și pe ceilalți robi care au început mai înainte. Apoi, deșteptându-se și al doilea rob, aflându-se pe sine zăcând de cealaltă parte a râului în moșia domnului său, viclean și leneș fiind, a zis întru sine: iată, acest râu mare și silnic m-a trecut ca prin vis, iar eu voi lăsa înțelenită țarina lui și apoi voi vedea ce va face. Și iarăși culcându-se, a adormit și dormindel s-au suit mărăcinii și buruienele sălbatice și l-au acoperit pe el. Iar după multă vreme a venit domnul robilor acelora ca să cerceteze lucrul fiecăruia. Și văzând lucrul celor ce au început mai dinainte, i-a blagoslovit pe dânsii și venind către robul pe care l-a trecut râul ca prin vis, văzând lucrarea lui cea bună, s-a veselit cu dânsul și l-a blagoslovit pe el. Apoi, venind către robul cel leneș ca să vadă lucrul lui, l-a aflat domnul pe el acoperit tot de mărăcini și, strigându-l pe dânsul cu îngrozire, i-a zis lui: robule viclean și leneș, pentru ce ai lăsat țarina mea înțelenită? Au, nu știi că te-am trecut râul ca prin vis și te-am pus în partea pe care ți-am împărțit-o ție și nu te-am pomenit de rău pentru nesupunerea ta cea mai dinainte? Nu ți se cuvenea și ție să urmezi celui împreună rob cu tine pe care, ca și tine, l-am trecut râul? Iar el a tăcut și niciun răspuns n-a dat. Atunci domnul lor a făcut după fapta fiecăruia. Deci cunoaște cum că bogatul este Hristos, iar credința moșia, iar îmbătarea primejdia, iar râul cel silnic bogăția lumii acestea și amăgirea ei. Iar robii cei osârnici sunt cei ce pentru dragostea lui Dumnezeu s-au lepădat de viață, iar cel trezit din beție este bărbatul cel iubitor de plăcere, care, făcându-i se și lui primejdie, a venit la viața călugărească și a lucrat voia lui Dumnezeu. Iar omul cel leneș este cel care și el, din primejde și din nevoie, la călugărie a venit, dar s-a lepădat de darul Domnului și s-a lenevit de a sa mântuire. Pe lângă aceasta, socotește și pe Saul, care, luând cărți de la arhierei, mergea în Damasc ca să lege pe cei ce cred în Domnul. Dar cel ce a ieșit a răsturna credința, același s-a aflat propovăduitor al ei, că multe sunt îndurările Domnului spre toți cei ce-l cheamă pe el într-o adevăr.